Așa, ce vrei, accept, încep, mai întreb, hai. Și am încercat. A fost super. Cât a durat? La 5, hai să nu termin, 4 ore jumate, da. Pe cum? Își dădeau unul drumul, după aia venea altul? Își dădeau, adică nu voiau să-și dea drumul mai repede, mai țineau. Dar, sincer, de atunci, atunci era prima dată când m-am terminat de 25 de ore. Te-ai terminat de 25 de ore? Da. 4 ore? Da. În continuu, așa, forță. Mă, da. Sunt curios dacă ești largă. Nu, stai liniștit. Nu că ești largă sau de-astea, dar bănuiesc că ai așa ieșită, nu? Cărniță de-aia, cum îmi place mie sau mora famea. Tu dacă mâi ți bea svobodna peli, de bila tak priu. M-am dus, era capra mai așa, mai... Făcea capra. Mă, uit, el acolo, ce-a făcut mai bebe, s-a spânzurat? Când el în timpul ăla a făcut ochii mari și s-a ridicat în picioare, a ieșit după capră de acolo. S-a spăiat în piele goală. Eu zic, aole, ce faci, nenorocitule, ce faci? Tremuram toată de frică. A zis că a prins pe bebe acolo, s-a dus, a auzit capra de rând acolo, s-a dus fuga, a crezut că s-a spânzurat și zicea că zbira capra, făcea capra, s-a dus fuga acolo. Dumneavoastră v-ați luat un bărbat mai tânăr? Da. De ce v-ați luat un bărbat mai tânăr? Elena, știu că eram beată. Poliția română. Așa. M-a luat. Da. M-a respectat, mi-a dat cafea. M-a dat, eu m-am bătat. Poliția română m-a luat. Mama lui Alexandru are 3 copii. Pe unul îl cheamă George și pe unul Laurențiu. Cum îl cheamă pe al treilea? Care Alexandru, mă? Băiatul ăla care l-am adus eu aici să-l angajez? Nu, mă, nu, mă. Băi, ăsta e nebun, mă. Nu, mă. Abia aștept să ajung milionar, să-mi bag p***a, dacă mai bag pe cineva în seamă. Să chiștig la supercatena. Să chiștig la supercatena. S-a făcut poftă de un pui la lutisor, așa că am comandat. Dar ideea este că am probleme cu telefonul și trebuie să cobor să iau eu puiul. Am comandat, uitați puiul aici. Dar ideea este că eu am cobor și am uitat că ele în casă. Autobuzul din față blochează drumul. Mișcă-ți rahatora de mașină, Hristosul Mote! El e omul paiangă, n-am. Cine a câștigat? Eu am câștigat. Te duci foarte frumos că am câștigat 2 meciuri la rând, da? Te duci și te mășgălești cu noroi. Da, postele, să altfel... mă vezi mort! Era dor de tine viața mea, aerul meu. Când am clapping motherfucking hands. Everybody happy and motherfucking now clapping motherfucking hey. A ieșit soarele aici la Dej Cluj. Mă simt ca la mare. Eu propun să fim în continuare optimiști, să ne dăm cu revenea. Să ia foc la lumânarea. Cine a scos învârtitoare? Aparate-am pe curent. Cum se numește un țigan în România cu telefon mobil? Ce se numește Rom Telecom. Pădure la peștana pe căinuțe de tufane frumoși în lente. Să-mi dai limbi în gogășica! Lasă-mă în pace! Păi vorbă, stau unul mai tău, hotărăște deodată. Am toate calitățile la un bărbat. Spălat pe cac, curățenii generale. Sunt curată pe corp pe fiecare seară, mă spăl. În pădure, la peștana, pe căinuțe de tufane. Cu ce te plimbi? Cu telecoscaunul.
Toți care aveți probleme din dragoste, apănați-mă. Sunt Elvira Mântuitoarea, nepoata lui Maria lui Câmpina. I-am făcut aici lui băiatul meu o țigare, așa, cu fumul tot una alta, paraziții. Ce ți-am făcut acolo? Paraziții? Ce înseamnă? Care scoate muzici din alea, rap.